Pagina 20, 980, respectiv 981. Parte capitolul 14, de la mișterul 12, la mișterul 21. Prin acest lucru vom completa tabloul de fratele Ioan, Iulian, la Domnul Ciume. În ziua din tâia praznicului a zilor, când jerfeau Paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis: unde, voi, să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior coadă. Mergeți după el. Unde va intra el? Spuneți-i stăpânului casei, văzătorul zice: unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate odaie mare de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat și au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el. Și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine, mă va vinde. Eu am început să se tristeze și să zică unul după altul: nu cumva sunt eu? Este unul dintre cei 12, le-a răspuns el. Și anume, cel ce întinde mâna cu mine umblind. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, i l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de poticnire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis: chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis: adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. Amin. Minuteți rău în pământ. Frații mei, surorile mele, dacă ai organizat cu tinerii o ieșire la munte sau la pădure sau la mișcare sau la fotbal, cred că dacă ar fi 2-3 ar fi mare minune. Dar dacă ai organizat cu tinerii o ieșire la, nu știu, spitalele din Madrid, unul are de făcut teme, pe unul doare capul, unul răcit, unul și-a terminat curățenia în casă și așa de departe. Dacă am organizat o masă de dragoste sau o sărbătoare în biserică, toți am fi. N-am fi niciun. Dar când e vorba de greu, când e vorba de slujire, când e vorba de sacrificiu și de jertfă, o fi numai pe degete, de multe ori de oameni care fac lucrul acesta. Cam ceva de genul era și cu ucenicii aceștia și Domnul Iisus Hristos le dă o lecție. O lecție destul de interesantă, aliasă exact în momentul acesta al cinei Domnului. Cina Domnului era sărbătoare. Paștele era cea mai mare bucurie care exista în poporul evreu. Cea mai mare bucurie. Nici o sărbătoare nu era încărcată de atât de multă bucurie și emoție ca sărbătoarea pascală. Pentru că era elementul sau momentul în care îi celebrau ieșirea din Egipt. Am fost rob și acum sunt de liber. Am slujit Egiptului, n-am avut nimic, nu poseda nimic, totul era lui Faraon. Și într-o zi Dumnezeu ne-a scos cu mână tare din Egipt și ne-a promis o țară. Ei, peste această sărbătoare Dumnezeu suprapune Domnul Iisus Hristos cina Domnului. Ca să ținem minte, să ne aducem aminte că la cina Domnului am fost rob și acum suntem liberi. Și suntem în drumul spre o nouă țară, spre Canaanul Ceresc. Dar de ce Domnul Iisus Hristos o zis și o zis la cină? Putea liniștit să ne dea cina la toți, să fie toți bucuroși, să se termine masa aceasta pascală frumos, în sărbătoare. În mijlocul sărbătorii, Domnul Iisus Hristos cumva o strică. Îi dezamăgește. Le schimbă perspectiva ca oamenii aceștia să înțeleagă ceva. Și ascultați ce zice Biblia.
Pe când ședeau la masă și mâncau. Adică, pe când erau în mijlocul sărbătorii, aruncă pomul. Unul din voi vă va mântui. Și Dumnezeu Hristos. După aceea merge mai departe și zice, vai de cel care va vinde pe fiul omului. Mai bine să nu se fi născut. Și ăștia zic, vai care. După aceea zice, vor bate păstorul și oile vor fi nisipite. Adică voi, înțelegeți, pe românește. Și ăștia zic, vai Doamne, da? De ce nisipite ăsta să vă doamne? Îi zice lui Petru, Petru, toți, absolut toți vă lepăra de mine. Și ăsta plin de încredere zice, zice, eu niciodată. Oare de ce Dumnezeu a hotărât să divulge identitatea Vânzătorului chiar atunci? Credeți că atunci l-a descoperit, nu știa Hristos și Negiuda? Credeți că nu știa până în momentul acela cine e Petru? Credeți că nu știa cât de serioși sau neserioși erau ucenicii în momentul acela? Dar Domnul Iisus Hristos a fost să le dea o lecție, să le dea o învățătură. Învățătură care este universal valabilă ori de câte ori ne apropiem de cine a Domnului. Frații mei, realitatea care am spus-o în introducere este realitatea noastră. La masă, toți. La bucurie, toți. Dar la greu, niciunul. Asta a fost lecția pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat ucenicilor. La sărbătoare, toți. La masă, toți. Că n-ai nimic, numai primești. Dar când e vorba de greu, când păstorul va fi bătut, când Hristos va trece prin greu, niciunul vine. Noi l-am vrea pe Hristos doar în vreme bună, doar când e sărbătoare, doar când avem nimic de făcut. Doar să-i savurăm cuvintele, să-i vedem minunile, să-i vedem puterea dovedită prin vindecarea noastră, dacă se poate lua celui din stânga și din dreapta. Și asta e, Domnule, adevărata bucurie a pocăinței. Ei, Domnul Iisus Hristos, în mijlocul sărbătorii, le dă această lecție. Acum, la masă, sunteți scoți. Inclusiv și Iuda, tu puteai uita să plece? Numai cu câteva minute înainte. Ah, ce? Oricum în vântul ăsta, n-are nicio valoare. Pentru mine e 30 de argint. Nu putea Iuda cu oră să... Ce? Da, Domnule, ce masă pascală. Oricum ăsta, astăzi, caput cu el. Am terminat cu el. Dar cum să nu serbez masa pascală? E bucurie. Și Iuda și toți au participat. Că nu fac nimic, doar stau la masă și mă bucur. Dar la greu, și Petru n-a crezut lucrul acesta. Niciunul. Parcă e... E strigător la cer diferența aceasta. Așa să ne uităm la versetul 23. Zice așa, apoi l-au luat un pahar și după ce au mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat și au băut toți din el, absolut toți. Fără nicio rezervă, fără nicio perspectivă, fără nicio cercetare de sine, fără nimic, toți au băut din el. Și apoi ascultați ce zice Biblia, versetul 27. În noaptea aceea, toți veți avea un prilej de potignire. Pentru că este scris. Mergeți mai departe, versetul 29. Petru a zis, chiar dacă toți vor avea un prilej de potignire, eu nici de cum. Și noi îl acuzăm pe Petru, ăsta a fost ăla care l-a vândut pe Hristos. A fost mare și tare și Dumnezeu. Hristos de la Părinții. Ascultați cum se încheie textul nostru. Și hai să citim la ghilimele, ca să aibă sens. Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, zice Petru, tot nu mă voi lepăda de tine. Și ascultați. Și toți ceilalți, că toți care erau acolo, au spus același lucru. Vedeți, mă, frații mei, când e vorba de declarații, când e vorba de bucurie, de sărbătoare, de masă, toți suntem prezenți. Toți, că nu ne costă nimic, l-au costat pe Hristos. Dar când e vorba de greu, Hristos zice niciunul. Sau foarte puțin. Oare de ce? Când e vorba de cruce, niciunul. Când e vorba de suferință, niciunul. Când e vorba de sacrificiu împreună cu Hristos, niciunul. Dar când e vorba de bucurie, toți se demonstrează. Asta e lecția care Mântuitorul le dă ucenicilor. În lumina cărora trebuie fiecare dintre noi să ne evaluăm. Haideți, frații mei, să vedem de ce s-a ajuns unde s-a ajuns. Sau de ce la greu niciunul nu l-a urmat pe Hristos. Pentru că oamenii aceștia au crezut că calea lui Hristos comportă trei caracteristici. Vreau să ne uităm împreună la aceste lucruri, le găsim în textul acesta și de ce nu poate voi folosi și exemple din textul citit la masa Domnului. Pentru că aceeași realitate o prezintă și textul citit la ora de rugăciune. Hai să dăm puțin până întreb în textul vostru, să dăm la Luca apoi. Să vedeți un alt cuvânt care se repetă de 7 sau 8 ori. Ascultați ce zice Biblia, Luca 23, pagina Biblie 1021. Versetul 2. Apare sintagma omul acesta. Versetul 4.
pentru Pilat și pentru toți ceilalți, Iisus era doar omul acesta, ultima parte. Versetul 6. Când a auzit Pilat din Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Credeți că nu știa Pilat de galilean sau nu? Sau nu știa numele? Pentru toți din textul acesta, Hristos e doar omul acesta. Uitați-vă mai jos. Mergem până la versetul 14. Și le-au zis, mi-ați adus înainte pe omul acesta. Versetul 15. Al treilea gând. Omul acesta, 18. La moarte pe omul acesta, toți strigau. Citiți 18. I-au strigat cu toții într-un glas. Pentru că la suferință nu-i Hristos. La moarte cu omul acesta și slobozește-l pe cine? Dar de unde știe numele unui ucigaș? Adică, acum nu mai știu că Iisus îl cheamă. Acum nimeni nu mai zice Hristosul. Acum nu mai zice nimeni, doar ne mântuiește-mă, omul acesta. Dacă Pilat vă zice că nu-l cunoaște nimeni, nu-l cunoaște. Pentru noi e un anonim, e omul acesta, ăsta sau oricare altul. Toți au strigat pentru glas lucrul acesta. Mergem mai departe. Dați pagina, cei care mă urmăriți, versetul, pot am sărit câteva, mai sunt 100%. Așa, versetul 41 e formidabilă trecere de la 41 la 42 la 43. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar zice că varul. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Am zice că nimeni din textul ăsta nu recunoaște identitatea lui Iisus Hristos. Doar într-unul din versete autorul, Ioan, scriind după, zice Iisus. Ziceau aceste lucruri despre Iisus. Dar cuvântul ăsta nimeni nu-l pomenește. Până la acest om care explică că despre cine e vorba, așa ascultați ce zice versetul 42. Și a zis lui Iisus, zice autorul aici, da? Și acum începe de vară. Doamne, adu-ți aminte când vei veni în Împărăția. Și ascultați un răspuns al Mântuitorului la o asemenea identitate descoperită. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai. Omul acesta pentru un necunoscut, pentru un ucigaș, pentru un făcător de rele, se transformă în Doamne, în Domnul, într-un împărat. Adu-ți aminte că vine, are o împărăție, unul care moare. Da, pentru mine Hristos este Domnul. Și pentru că din tot textul acesta, doar unul singur, la greu, măcar că nu mai avea ce face. Dacă era jos de pe cruce, poate era rândul celor toți. Dar aici zice, Doamne, ai milă de mine, adu-ți aminte de mine când vine împărăția ta. Nu face nimic altceva, nici bătrân, nici nimic altceva. Și Hristos zice, astăzi, eu îți spun Dumnezeu că vei fi cu mine în Rai. Din nou spun, la masă toți, la bucurii toți, dar la greu, niciun. Haideți să ne uităm la calea pe care Domnul Iisus Hristos o descrie în Marcu, textul citit de noi. Vreau să spun, frații mei, că dacă vrem să fim la greu cu Dumnezeu, nu doar la masă, dacă vrem să fim dintre toți aceia care sunt Hristos până la capăt, nu doar la nivel de declarativ, cum a făcut pe el, prima cale de care trebuie să ne ferim și de care nu s-au ferit oamenii aceștia, de aceea la greu n-au fost cu Hristos decât la bine, este calea Harului Ieftin. Calea Harului Ieftin. Calea lui Dumnezeu, uitați-i, oamenii și-au avut nicio grijorare. Când au avut nevoie de mâncare, Hristos le-a dat mâncare. Le-au găsit mâine. Când au fost nevoie de vindecare, le-au vindecat. Când au fost nevoie pentru să consume niște bani pe tratament la soacră, s-au luat pe Hristos, hai. Și Hristos a rezolvat problema. Domnul Iisus Hristos a fost soluția pentru toate nevoile lor, până în momentul acela. Ei, dintr-o dată la cina Domnului se deschide o altă perspectivă. Și Domnul Iisus Hristos zice, păstorul va fi bătut. Pe calea mea nu va fi doar bucurie, cum credeți că aici. Pe calea mea va fi și tristețe. Cum Dumnezeu mi-a dat până acum tot ce am avut nevoie? E harul lui Dumnezeu, suntem mântuiții lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, suntem ucenicii lui Dumnezeu. Foarte adevărat. Dar frații mei, dacă rămânem doar aici, e un har ieftin. Când vom da de suferință, vom face stânga împrejur și dușa a fost. Uitați-vă la atâția oameni care cred că Dumnezeu e cel care administrează totul, rezolvă totul și că nu intră în tiparul nostru, primul lucru care îl facem,
ne întoarcem spatele. Uitați-vă la predicarea modernă care vine din Occident. Predicarea aceasta, harul acesta al prosperității. Dacă Dumnezeu ți-o dă harul, ți-o dă și mântuire. Ți-o dă și bani. Îți dă și sănătate. Nu-i normal copilul lui Dumnezeu să aibă boli. Nu-i normal copilul lui Dumnezeu să fie sărat. Serios? În ce Evanghelia ați citit lucrul ăsta? Dumnezeu poate binecuvânta. Dar sunt momente în care de harul său, cu toate că ne dă harul său, Dumnezeu îngăduie în viața noastră sărăcia, lipsa, falimentul. Sunt astăzi în mijlocul nostru, am înțeles, oamenii strâni. Un om ca acesta se întreabă înaintea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ar exista, dacă Dumnezeu cu adevărat mă iubește, de ce îs unde îs? De ce nu mă pun lipit de o casă, de un acoperiș? De ce nu mă pun lipit de o mamă, de un tată, de un fiu, de cineva? Să am și un reper în lume. Unde e harul lui Dumnezeu? Frații mei, pentru că Pavel a înțeles atât de poate a fost atât de greu să înțeleagă lucrul acesta. A zis, dacă m-am întors la Dumnezeu, dacă slujitorul lui Dumnezeu, toate lucrurile se vor schimba. Și începe să se roage pentru alții. Umbra lui trece și oamenii sunt vindecați. Și oamenii Pavel și oamenii Pavel. Se roagă pe bazmale și oamenii sunt vindecați. Orbii își capătă vederea. Minuni, minuni efective. Și când e vorba de el, începe să se roage. Doamne, vreau și eu să mă duc mai bine. Vreau și eu să alerg. Pentru tine, nu? Pentru confortul meu personal. Doamne, ia-ți-e pușul acesta, că nu mai produce. Vreau să fiu vindecat. Și Domnul Iisus Hristos zice, Pavel, harul meu îți este de ajuns. Dar ce har e ăla? Har și bolnav? Har și în suferință? Harul meu îți este de ajuns. A venit vinerea trecută, sâmbătă dimineața, vinerea trecută am ajuns, sâmbătă dimineața mă sună o soră din biserică, o soră. Sau dar cineva mă sună și mi-a zis despre sora aceea, frate, dar unde să știți? Frate, am ajuns în Spania. Copilul sorei Lili din biserică a avut accident de mașină la 25 de ani și a rupt gâtul și a murit pe loc. Mântuie asemenea soră. Ce să-i spui pe telefon? Va fi bine? Ce să fie bine? Săraca soră în durerea ei, pentru că nu-l înțelegea pe Dumnezeu. Un Dumnezeu care a promis mântuirea familiei. La un moment dat se ruga înainte Dumnezeu în disperare ei, Doamne, învie-mi-l, mântuiește-mi-l. Și după aceea nu pot să mă recunosc. Dar vreau să fie mântuit, pentru că primul era mântuit. Era doar sora și unul din copii, fata ei, era mântuită. Totuși, copilul care a mântuit. Cum explici unei asemenea femei? Harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă, de ce am îngăduit și lucrul acesta? E, frații mei, ucenicii până aici au avut doar rov. Au avut doar lucruri bune. Dumnezeu, Hristos le zice, va fi și întristare. Păstorul va fi bătut, oile vor fi risipite. Înțelegeți că asta nu anulează harul lui Dumnezeu, ci parte din harul lui Dumnezeu. Am cântat aici, nu mai știu exact, cântarea care zicea că drumul slavei trece și pe la cruce, adică și prin suferință. Credeți că cântarea asta e valabilă doar pentru Hristos? Fără să suferi, fără să experimentezi suferința ca și condiție umană, n-ai cum să vezi împărăția lui Dumnezeu. Într-o formă sau alta, vei suferi. Asta e elementul din care Dumnezeu vrea să-l deschidă acestor oameni. Frații mei, eu doresc harul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu pe care nu-l merit și mi l-a dat. Dar în harul lui Dumnezeu, frații mei, nu înseamnă că voi avea prosperitate, bani, sănătate, nelimitate. Și vor veni și momente de răstriște, momente de greu, dar asta nu mă determină să întorc spatele lui Dumnezeu. Și înțelegând că asta va veni peste mine, mă voi duce înainte. Frații mei, Dumnezeu să ne ajute. Când oamenii, când biserica primară lua cina Domnului, înțelegeau un lucru. Ne identificăm cu Dumnezeu, nu doar în victoria învierii, ci ne identificăm cu Dumnezeu și în suferința crucii. Cum Hristos și-a luat crucea. Când încă era cu noi, a zis, leapă-te de tine însuți, ia-ți crucea și urmează-mă. Și când omul înțeles că trebuie să-și ia crucea, înseamnă că Hristos va muri pe cruce și eu mai devreme sau mai târziu. De dragul lui Hristos și a cuvântului lui Hristos voi suferi. Mă duc mai departe. A doua cale despre care vreau să spun, versetul 21 zice felul următor. Fiul omului negreșit se duce, după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Vreau să mă întreb, despre cine vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu? Despre Iuda, da? Unul singur a fost în istorie Iuda.
Acum vreau să zic, credeți că Iuda a deschis o cale de 2000 de ani pe care și alții mergea? În tot în Iuda, în cartea Iuda, penultima carte a Bibliei, zice cuvântul Dumnezeu și vreau să vă citesc, poate nu mă credeți. Ascultați ce zice în cuvântul Dumnezeu în Iuda, versetul 11. Vai de ei, de niște oameni, căci au urmat pe calea lui Caia. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Vai de ei că au urmat calea lui Caia. Cum că numai unul în istorie și omorul fratele, ăla care a deschis drumul acesta, se numește Caia. Dar ucigători de frați mai sunt. Și oamenii aceștia au călcat pe o cale pe care Cain a deschis-o. Ei, în lumina acestui tipar vreau să vă spun. Iuda a deschis o cale. Acum 2000 de ani a deschis o cale pe care noi o numim calea lui Iuda. Și oricine pășește pe calea asta nu poate să-l vândă din nou pe Hristos. Hristos e proslăvit, e slavă lui Dumnezeu. Dar ascultați-vă, poți să vândă pe copilul lui Hristos. Poți să facă același lucru care l-a făcut Iuda. Și la cina Domnului, frații mei, stăm în fața acestei căi și calea lui Hristos. Dacă vom păși pe calea lui Iuda, sau dacă am pășit pe calea lui Iuda, cina Domnului e momentul meu de evaluare, în care să-i spun ca pe vremea lui David, Doamne, cercetează-mă, vezi dacă sunt pe o cale bună, dacă nu, du-mă pe calea veșniciei. Înseamnă că calea mea asta ar putea să fie diferită de calea veșniciei. Haideți să vedem care e calea lui Iuda, nu doar la vândut. Și în spatele acestei vinde sunt câteva motivații. Omul acesta, frate mei, pe parcursul slujirii lui a avut câteva carențe spirituale pe care, ascultați-vă bine, și unii dintre noi le avem. Poate și eu, poate și Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, calea lui Iuda înseamnă calea avantajelor personale. Și când stăm la masa Domnului, trebuie să ne evaluez dacă pe calea mea e doar calea avantajelor personale sau e calea lui Hristos. Omul acesta stă înaintea, se uită la Hristos și îl cântărește într-o mână pe Hristos și în altă mână cântărește 30 de agenți. Și a zis, că-mi iese ceva. Ca un avantaj. Se merită să renunț la Hristos de dragul avantajelor personale. O, câți oameni pentru un interviu la un loc de muncă, mint, lepădându-se de Hristos. O, câți oameni pentru un ban în plus plătesc compromisul, lepădându-se de Hristos. O, câți oameni pentru o notă în plus la școală, trag în stânga și în dreapta ochiul, lepădându-se de Hristos. Asta e calea lui Iuda. E calea avantajelor personale. Nu contează peste cine calc. Nu contează cine are de suferit. Nu contează cât se cheltuiește. Contează cât îmi iese mie. Dacă mie îmi iese, mă duc înainte. Frații mei, când stăm la masa Domnului, ne uităm dacă în viața asta am căutat doar avantajele personale sau cu adevărat l-am slujit pe Hristos. Dacă l-am slujit pentru bani, dacă l-am slujit pentru sănătate, dacă l-am slujit pentru poziții, dacă l-am slujit pentru faimă, dacă l-am slujit pentru mândrie, pentru reputație, pentru un nume care să ne-l construim, sau l-am slujit pe Hristos, de dragul lui Hristos. Frații mei, văd lucrurile acestea de multe ori. Oameni tineri care își dau toate silințele să intre în cor și după aceea se plafonează. Oameni care își doresc din toată inima să intre în comitet și când au ajuns, cred că ăsta e vârful de lance al slujirii și după aceea se plafonează. Și sunt mai, poate, mai nepregătiți sau mai neduhovnicești ca înainte. Oameni care își doresc să fie păstori, presbiteri, diaconi, își doresc să fie ceva și cred că în momentul în care au ajuns acolo, l-au apucat pe Dumnezeu de picior. Și oameni care sunt mai lipsiți de viață de rugăciune, mai nepregătiți în domeniul Bibliei, oameni mai ignoranți în domeniul slujirii. Și atunci eu mă întreb, oare care a fost adevărata motivația acestui om? Vă spun eu, avantajele personale. Avantajul personal. Frații mei, noi nu slujim oamenilor ca să reiasă nouă ceva. Noi nu slujim oamenilor ca să dăm noi bine. Noi nu slujim oamenilor ca să avem ceva în buzunar, ci noi trebuie să slujim oamenilor de dragul lui Hristos. Că vom fi ordinați sau nu vom fi ordinați, slavă lui Dumnezeu. Că vom avansa sau nu vom avansa, slavă lui Dumnezeu. E o hotărâre a suveranului lui Dumnezeu. Dar eu și casa mea, biserica de aici și fiecare unde suntem, frații mei, să slujim lui Dumnezeu de dragul lui, asta e calea lui Hristos. De dragul lui Dumnezeu, din reacție la iubirea lui Dumnezeu. Apoi calea lui Iuda, frații mei, este calea nerecunoștinței.
Și când stăm la masa Domnului și să vezi pe Dumnezeu pentru te-ai frucitița din nou la ora de rugăciune, tablogul acesta trebuie să fie pus mereu și mereu în față, ca să se nască noi recunoștința pentru Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Știți cât ucenici au cu Domnul Iisus? Merge pe câmpiile Galileei și ia pe Petru și zice, eu te aleg pe tine să fiu ucenicul meu. Merge într-o parte, merge în alta și ajunge și la Iuda. Hristos autoștiutorul. Și zice, te iau pe tine și te fac ucenicul meu. Acum vreau să vă întreb, ăștia erau singuri oameni din Israel? Nu putea Hristos să aleagă și pe alții. Mai deștepți, mai bogați, mai bine făcuți, mai nu știu ce. Nu. Și totuși Hristos te alege pe Iuda. Unul din 2 milioane. Vreo 2 milioane erau pe vremea aceea. Bărbați din Israel. Să aleagă 12 din 2 milioane de oameni. Să te facă slujitorul lui Dumnezeu. Să te facă părtaș cu experiențele Lui. Și totuși când e vorba să slujești pe Dumnezeu, să-i aduci recunoștință, să trăiești într-o atitudine de mulțumire, tu îi vorba pe Dumnezeu. Frații mei, oare nu așa suntem și noi de multe ori? Câți românii sunt acălătate? Câți oamenii sunt bisprița? Nu mai știu, s-a lău, s-a de unde este. Câți oamenii sunt? De ce Dumnezeu îți ales pe tine? De ce tu din toată arganda ești aici? De ce 300 din 3.000 sau 4.000 de români cât sunt arganda, să mai știu câți sunt, să nu greșesc? De ce tu? Dar întreb eu, dacă tu ești aici, oare n-ar trebui să aduci o recunoștință lui Dumnezeu? Că voia lui suveran a făcut o alegere. Că chem pe Flaviu la mântuire. Că voia lui suveran nu m-a lăsat în cârciumă, nu m-a lăsat într-un loc greșit, m-a lăsat în discotecă și te-a scos de acolo și te-a dus aici. Pune de ce? Nu te-a lăsat pe stradă, nu te-a lăsat în nebunii, nu te-a lăsat în biserici, te-a dus aici. De ce? Vă spun eu, ca să fiți recunoscători lui Dumnezeu slujind în toată viața. Ei, la cina Domnului mi-aduc aminte ce a făcut Hristos pentru mine. El a făcut chemarea, de mâine mi-a adus o alegere și m-a făcut slujitor împreună cu El la slujba păcării. O, dacă am înțelege ca tine, ca un pormen în vârstă lucrul acesta, realitatea aceasta, altfel am merge pe calea lui Dumnezeu. Am stat înaintea lui Dumnezeu și toată viața n-am face nimic altceva decât să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru El. Dar noi de multe ori încărcăm pe calea lui Dumnezeu. Și asta e calea nerecunoștinței. Când uiți ce a făcut Dumnezeu, când uiți cine-i Dumnezeu, tu deja pășești cu pași repezi pe calea lui Iuda. Dumnezeu să ne ferească să ne ferească de această cale. Apoi, al treilea lucru, vreau să spun despre calea lui Iuda, frații mei. Este, calea lui Iuda e calea oportunităților. Nu neapărat că câștigi cu ceva, e calea oportunităților. Și vreau să zic de ce. A fost un moment în care Domnul Iisus Hristos stătea la masă. Vine o prostituată, o femeie ușoară, îi spală, îi șterge, îi spală cu mir curat picioarele, mir foarte scump, și șterge cu părul. Și atunci omul acesta care era cafier, da? Cafierul Domnului Iisus sau ucenicilor, care avea bani, zice în felul următor, Doamne, o să spun o întrebare simplă, logică. Nu era mai bine, sau nu era o asta oportunitate, mai bine cerai cu asta ăsta, mergeam și îl vindeam, o câți sărași mâncau. O câți oameni puteau să fie îmbrăcați cu prețul acestui vas, acestui conținut, dacă se vindea. Era mai bine să-l vindem și chiar înainte de textul nostru, versetul, capitolul 14, zice același lucru. Zice lucrul acesta Iuda. Era mai bine să fie vândut. Adică era o oportunitate. Și Domnul Iisus Hristos zice, pe săraci aveți tot timpul cu voi. Dar pe Fiul Omului, nu. Frații mei, poate nu caut eu avantajul meu personal. Poate-ți recunoscător lui Dumnezeu. Dar nu înțeleg de multe ori lucrarea lui Dumnezeu, logica lui Dumnezeu și întotdeauna caut oportunități. Oportunități în care să văd ce face Dumnezeu. Să văd cum se descurcă Dumnezeu. Să văd cum se vor rezolva lucrurile, oportunități. Nu zic, frații mei, să dacă ai un păpuc la reducere, să nu iei ca pe oportunitate și păcat. Nu, frații mei. Dar de foarte multe ori renunțăm la slujire de dragul oportunităților. Nu vin joia la biserică, că am oportunitate să mai fac încă 20 de ori. Și mă rog, pungeți venitul.
Asta e o oportunitate, trebuie să mă ducă. Nu toată joia îmi dă șeful mai mult de lucru. Nu? Nu vi se întâmplă. Am o treabă de rezolvat. Ați citit Biblie, că asta e o oportunitate. Nu toată ziua se întâmplă lucrurile astea. Nu toată ziua se sparg vase de mie curat. Nu? Frații mei, asta a făcut Iuda. În loc să vadă voia lui Dumnezeu, vrerea lui Dumnezeu, a zis, asta e o oportunitate, mă duc înainte. Dumnezeu să ne ajute, frații mei, și să ne întărească. Diavolul va duce mii de oportunități în fața noastră. În fața acestor oportunități, noi să alegem calea lui Dumnezeu, ce zice Dumnezeu, ce îi place lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu. Logica mi-e spune să alegem oportunitatea. Iuda aici a avut o logică de fier. Vă spun eu, oricare era mai acolo, gândea ca Iuda. Oricare gândea, era acolo, ziceam, asta e risipă, Domnule. Asta e cheltuială nejustificată. Nu trebuie cheltuit banii așa ceva. Dar frații mei, de ce? Pentru că e o oportunitate. Cred că acum s-ar putea folosi așa. Ei, Domnul Iisus Hristos zice, pe sărașii se va avea tot timpul, vedeți, tot timpul din lume să faceți bani pe pământul ăsta. Dar biserică e doar joc. E doar și aplicațiile pot continua. Mă duc mai departe pentru că timpul trece. Ultima cale despre care vreau să zic, calea Harului ieftin, calea lui Iuda, care e comportat din cele trei avantaje personale, nerecunoștință și oportunități. Și apoi, frații mei, calea lui Petru sau calea supraevaluării. Asta e a treia cale care cred că ne încearcă cel mai mult pe noi pocăiții când stăm la masa Domnului. Vine Domnul Iisus Hristos și zice, ăsta ești tu, Petru. Eu niciodată nu sunt așa. Toți sunt, dar eu nu. Asta e momentul în care tu te supraevaluezi. Momentul în care mergi înaintea lui Dumnezeu și vrei să pledezi bine, să ieși bine. Momentul în care faci pe avocatul și vine înainte Dumnezeu să justifici păcatele tale sau să-ți faci reclamă la faptele tale. Asta a făcut Iuda. Frații mei, la cina Domnului nu există loc de așa ceva. La cina Domnului păcătosul își recunoaște păcatul și vine la harul iertător al lui Dumnezeu. Se apucă de el, de poala hainei lui și merge de aici schimbat, transformat. Pentru că cina Domnului e experiență transformatoare. Pentru că am înțeles lucrul acesta. Vreau să vă dau doar un exemplu. Să vedeți cât de duri suntem față de alții. Biblia zice că nu zice nimănui, fratele nostru prostule. Vă înțeleg. Nu a fost niciodată să vă ziceți copiilor, celui din stânga sau din dreapta prostule. Dar vreau să te întreb altceva. Când a fost ultima dată în care ți-ai zis tu, ție prostule? Știi că Biblia dă voie să facă prostul? Hai să citim în Psalmul 73. Să vedeți rugăciunea unui om de pocăință în biserică. Și gândiți-vă în lumina acestui rugăciuni, când a fost ultima dată când m-am rugat așa? Știți care era păcatul Asaf? Nu minții, nu curvit, nu fura odată la nimeni din casă. Asaf îi vedea pe ea din lume că le merge bine și nu îi merge bine. Omul era în sărăcie și era un berjun. Și păcatul lui Asaf era păcatul invidiei. Mare? Păcatul invidiei. Da. E nimic ca toată. Nu. Dacă faci o listă de păcate, sau dacă am categorisit păcatele, pentru că invidia ne încearcă pe fiecare dintre noi, frații mei. Invidia e așa, floare la ureche. Ascultați cum se roagă asta. Versetul 21. Când mi se amărna inima și mă simțeam străpus în mărutai, de nervi, de ciudă, de invidie. Știți contextul, ascultați ce zice 22. Eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea. Frații mei, asta e rugăciune. O cântare. Când ați auzit ultima cântare care, Doamne, nu a fost niște proști în mintea ta? Că nu dă bine. Că e vorba despre noi. Dar dacă ies de aici, atât de ușor să-l fac pe ăla, e așa cum noi, neînțelept, că nu-i zice prost, că încercăm să găsim o altă formă. Ei, omul ăsta, când stă înaintea realității lui Dumnezeu, se vede așa cum era. Prost și fără minte. Frații mei, nu vreau să revoluționez credința voastră, nu vreau să vă supăr. Dar ce v-am dat doar un exemplu în care noi de multe ori ne supraevaluăm. Am făcut trei rugăciuni, 100% cel puțin una dintre ele sau în anumite momente din rugăciune ne-am cerut iertare înaintea lui Dumnezeu. Ce am zis Dumnezeu? Doamne, iartă-ne că am păcătuit, că suntem niște păcătoși, vrem să fim mai buni, vrem să... Da? Dumnezeu știe asta. Spune un lucru concret. Asta e, eu cred că și asta e o formă de supraevaluare. Pentru că nu vreau să audă nici fratele Gabi, ce au făcut eu săptămâna asta sau luna asta, nici cumva fratele Iulian și-a făcut săptămâna asta, Doamne, spăcătos, ai milă de mine. Foarte bine, foarte bine.
Dar spune-i Domnului, Doamne, astăzi am fost mândru. Când am văzut pe ăștia cum cânt și în comparație cum am cântat eu, ăștia sunt copii de minte. Când am văzut pe ăștia cum predică și cum am predicat eu, prios, nu știu, Sfântul Sisoie. Spune-i Dumnezeu lucrul ăsta, așa m-am simțit, Doamne. Când l-am văzut pe fratele ăla că nu da mâna cu mine, pur și simplu am simțit că-l urăsc. Am zis că are ceva cu mine, că am văzut pe sora aia ca să mă uite mai oarte la mine, mai supărată. Sau că are ceva cu copiii mei. Spune asta lui Dumnezeu. Dacă îi spune asta lui Dumnezeu, știi ce ar crede și el azi din jur? Că ești așa cum credea asta. Că ești slab, că ești fără minte. Câți dintre noi am venit la Dumnezeu să-i mărturisim Domnului că au fost niște oameni fără judecată? Sau proști, așa cum zicea asta. Pentru că noi avem o părere atât de înaltă despre noi. E, frații mei, la cina Domnului nu-s nimic eu, ci Domnul este Hristos. Amen. Și în calea asta, frații mei, ca să scăpăm de această supraevaluare, Domnul Iisus Hristos ne dă cel puțin trei soluții. Și vreau să le menționez rapid. Prima dintre ele e să-L vezi pe Dumnezeu așa cum este. Pune o perspectivă despre Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos aici zice așa. Eu sunt păstorul. Ține minte pentru. Păstorul va fi bătut și oile vor fi risipite. Adică oaia fără păstor e 100% pradă diavolului. Oaia n-are nicio șansă să supraviețuiască fără păstor. Ei, la fel îți spun, Petru, ascultă-mă bine. Dacă tu nu rămâi lângă mine, dacă tu nu depinzi de mine, dacă tu nu înțelegi cine-i șeful, cine-i păstorul și cine-i oaia, vei pierde. Vei pierde. Frații mei, uitați-vă la Isaia. Întotdeauna ne uităm la alții și când ne uităm la alții, în special ne uităm mai aslab. La ea care nu vine atât de mult la biserică cât venim noi și noi suntem mai grozavi. La ea care nu slujesc atât de mult în biserică cât slujim noi. La ea care nu-și dau banii la cotizație cât ne dăm noi. La ea care nu fac comparație cu aia, eu slușa pur din mine. Ei, frații mei, Isaia vine și stă înaintea perspectivei lui Dumnezeu. Vede cine este Dumnezeu. Și când descoperă cine este Dumnezeu, nu mai interesează nici de împărat, că-i curvat, nu mai interesează nici de oameni, că nu vin la biserică, la templul lui Dumnezeu, nu mai interesează nimic, îl interesează de el și zice, vai de mine, că sunt un om păcătos și stau în mijlocul lui neam păcătos, sunt om cu buze necurate. Și îl roagă pe Dumnezeu să fie iertat, să fie spălat. Până atunci Isaia a avut o părere bună despre el. Frații mei, la cina Domnului, eu cred că sunt foarte mulți care trebuie să coboare. Să coboare cu liftul mult, mult, mult de tot pe jos. Să stea înaintea lui Dumnezeu și eu cred din toată inima că Hristos a trebuit înălțat. Mult, mult. Nu e omul care vedem noi. Nu e ăla care nu vede. Nu e ăla care trece cu vederea. Nu e ăla care dacă nu te trăzește și nu te bate înseamnă că te-o iertat. Nu, nu. E Dumnezeu care stă cu judecata lui amenințitoare asupra vieții mele și asupra vieții tale. Și dacă nu mă ascund în Hristos, dând la o parte orice păcate de viața mea, că nu pot să intru oricum în Hristos. Dacă nu mă ascund în Hristos, va fi vai de mine, ca pe vremea lui Isaia. Ei, Petru zice, chiar dacă toți se vor lepăda, eu mă cunosc atât de bine, Doamne, eu niciodată. S-a lepădat, Petru nu s-a lepădat. De câte ori a făcut-o și noi la fel? Asta e jertfa lui Hristos. E barometrul în care ne vedem temperatura noastră ca de la. Și ce zice cuvântul Dumnezeu aici? Textul citit la ora de rugăciune. Omul acesta a fost fără păcat, zice tâlharul de cruce. Sau omul acesta a fost, hai să citesc, omul acesta a fost judecat pentru drept, cred. Luca. O să trașul zice, așa. Ajutați-mă, găsesc după tine. Din Luca. Versetul tânărul zice, versetul 41. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut nici ură. Frații mei, la cina Domnului trebuie să fim atât de conștienți de lucrul ăsta. Asta ne va ajuta să nu ne supraevaluăm. Singurul care n-a făcut nici un rău și astăzi merită să fie la sărbătoare. E Domnul Iisus Hristos. Singurul care n-a făcut niciun rău și astăzi merită să fie la sărbătoare, Domnul Iisus Hristos. Și toți cei care în El își recunosc păcatele și renunță la ele, au tot dreptul din lume să participe la masa Domnului.
Dar numai dacă, în prealabil, au renunțat la această cale a supraevaluării și au dat arama pe față înaintea lui Dumnezeu, au zis, ăștia suntem, Doamne, iartă-ne, mântuiește-ne, spală-ne. Și atunci mă duc pe trezneală la cina Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, ca să nu ne supraevaluăm, al doilea lucru pe care trebuie să-l facă pentru ce nu a făcut, să vezi perspectiva lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu și cine ești tu. Apoi să asculți avertizările lui Dumnezeu. De atâtea ori ca tată, și n-am înțeles avertizările părinților, vorba băiatului fratele Iulian de joi, a fratelui Adrian care a fost aici, până în momentul în care am fost copt, până am fost părinți. Ei, în momentul în care ești părinte și zici, mă, Ligi, nu fă lucrul ăla și îl face, îți dai seama că avertizmentul tău încălcat va avea consecință. Se întâmplă, se lovește. Cade. Rămân urmă. Ei, Domnul Iisus Hristos la cina Domnului zice, atenție. A doua oară luna asta e cina Domnului. Dar atenție. Și ce se întâmplă? De ce nu ziți despre Petru că se leapă de înainte de cină? Foarte interesant. Despre Iuda zice, înainte de cină de masă? Și la Petru zice, după evenimentul masei. Ca noi să înțelegem, frații mei, că tot s-au luat cină. Atenție. Iuda e un singur, deja faptul a fost consumat. Da? Trocul a fost făcut. Dar atenție! Unul dintre voi, sau toți, puteți depăda de mine. Atenție! Pentru luna, luna februarie 2018. Atenție! Pentru luna care se intră. Frații mei, când stăm la cina Domnului, nu vom face nimic altceva decât să auzim avertizarea lui Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus Hristos ne iartă. Categoric, proclam cu tărie lucrul acesta. Dar sângele Domnului Iisus Hristos, frații mei, ne trage un semnal de alarmă. Atenție! Atenție că sângele Domnului Iisus Hristos, că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Atenție că păcatul nu poate fi prelungit până la culme. Atenție că va veni o zi a judecății lui Dumnezeu. Atenție că, la fel cum răbdarea părintelui are o limită și dragostea părintelui are o limită, răbdarea și dragostea lui Dumnezeu are o limită. Atenție! Avertizarea lui Dumnezeu ne va ajuta, frații mei, să mergem înainte. Dumnezeu să ne ajute și să ne întărească. Vreau să mă opresc aici. Vreau să stau la masă cu Dumnezeu. Vreau să stau la masă împreună cu frații mei din Arganda. Vreau să stau la masă care ne vizitează. Vreau să stau la masă cu Dumnezeu. Dar vreau să stau la masă cu Dumnezeu în calea lui Dumnezeu. Așa cum vrea Dumnezeu. Să stau la masă și să mă uit dacă nu cumva am crezut, am predicat și am trăit un har ieftin. Un har ieftin. Un har de vreme bună. Un har care a avut doar avantajele lui Dumnezeu. Să stau la masă și să mă întreb dacă chiar în inimă mea este recunoștință. Sau cumva eu merit astăzi să iau cina Domnului. Fratele Iulia nu merită, dar eu merit. Fratele Teo nu merită, dar eu merit. Fratele Gabi nu merită, dar eu merit. Frații mei, când stăm la masa Domnului, calea recunoștinței ar trebui să fie calea noastră. Tot ce a făcut Hristos pentru mine, de dragul meu, fără ca eu să am vreun merit. Nu mă interesează avantajele personale, nu mă interesează că voi sta la dreapta sau la stânga lui Dumnezeu. Nu mă interesează că îmi vindecă soacra sau nu. Nu mă interesează ce se întâmplă pe mine, eu vreau să stau la masă cu Dumnezeu. Frații mei, pe lângă chestia care am primit-o, alaltă, dacă nu greșesc, mă sună fratele meu și zice, Flaviu, l-am internat pe tata la spital. A făcut un CT, a văzut că i s-a mâncate două inele de coloană. Și acum, medicul când a văzut a zis, din punctul nostru de vedere, e metastază osoasă. Dar trebuie să vedem, ne împărește cancer. A făcut analize și a descoperit cancer la ficat. Cancer care, de fapt, îl avea în locul pe energia. Și poate cei care mai țineți minte mărturisirea Dumnezeu la vindecat. Dar Dumnezeu nu l-a luat acolo. Fiecare an merge la analize și cancerul era acolo. 30 de ani nu s-a întâmplat. Sau cum s-a declanșat? Când stai înaintea morții sau înaintea veștilor de genul acesta, dacă nu înțelegi că prezența lui Iisus e cea care îți umple ființa de credință și de năzuință, te vei prăbuși. Zici, nu merită concediu, nu merită Spania, nu merită slujire, nu merită nimic. Dar când stai înaintea providenței lui Dumnezeu, cu ăla care se îmbolnăvește, cu ăla care suferă, cu ăla care moare poate, atunci îți dai seama că tot ce îți rămâne în viața aceasta este Dumnezeu și numai El.
să nu facă Dumnezeu să ne ia tot ce e mai frumos din lumea aceasta, ca să rămânem pe busa prăpastiei, catularul de pe cruce, zice, Doamne, mântuiește-ne acum. Și acum cât e vreme bună, acum când suntem în sărbătoare, frații mei, acum când suntem la masa lui Dumnezeu, să stăm înaintea lui plin de convingere, că El ne-a iertat, că chiar prin moarte, prin cancer, prin accidente, prin boală, nu știu prin ce va autori El, El ne va duce în cer. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.